Este cea mai importantă pentru noi toți. În aceste momente putem salva mult mai multe vieți pe toată Valea Superioară a Prahovei, de la Predeal, Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic și poate până la Câmpina, poate chiar și în județul Dâmbovița. Avem un centru de primă urgență extrem de modern, foarte bine dotat, iar această pistă de aterizare pentru elicoptere vine în completarea serviciilor de urgență. În 20 de minute, orice pacient poate ajunge de la noi, de la Sinaia, la orice mare alt spital din București. La fel, poate în 50 minute, orice pacient într-o stare critică care a avut un accident pe munte poate veni la spitalul din Sinaia, unde poate fi stabilizat. Este foarte important acest lucru și vine ca o completare a măsurilor pe care le-am luat pentru siguranța și sănătatea locuitorilor din Valea Superioară a Prahovei, dar și a turiștilor care vin la Sinaia. Despre investiție, ce ne puteți spune? Când ați gândit proiectul, cât a costat? Investiția a costat în jur de 200.000 de lei, este făcută din fondurile orașului Sinaia și s-a făcut în această perioadă de pandemie în care am simțit nevoia să susținem mult mai mult partea de sănătate și în care s-au făcut și alte investiții. Este doar o componentă a investițiilor în sănătate, alături de modernizările care s-au făcut la centrele de triere din afara spitalului, la centru de, la izolatorul care este în spatele nostru și la dotările pe care le-am făcut pentru ca Spitalul Sinaia să devină un spital sigur și, ca dovadă, până în momentul de față nu a avut niciun fel de probleme, iar el funcționează la capacitate maximă. Vreau să le mulțumesc în mod special medicilor și tuturor întregului personal care lucrează în Spitalul de Sinaia, în frunte cu managerul, care fac eforturi foarte mari încă de la începutul pandemiei pentru a menține la standarde înalte și a securiza nu doar orașul Sinaia, ci toată Valea Prahovei.